Dacă mai sunt întrebări, vă rugăm, poftiți? Da, mulțumesc. Două aspecte. Vă rog. Două aspecte vreau să spun. Îmi numesc Mihai Andonac. Am văzut aici niște personalități remarcante. Ce vreau să vă subliniez. Cu primul război mondial, al doilea război mondial, al treilea care este în desfășurare acum. Toate aceste războaie sunt planificate în niște laboratoare. Primul război mondial, știm, retragerea guvernului la Iași, nu întâmplător s-a făcut atunci, pentru că era invadată piața de capital cu subvenții pentru clădiri, pentru asta erau în București, deja erau construcții făcute. Și ca să nu bombardeze Bucureștiul, să invadeze, ei s-au retras. Dar au găsit acolo, la Mărășești, Moldova, care e luată istoric, luată de la războaiele daco-romane. Romanii au venit, au cucerit, dar n-au mai mers mai încolo, că și acolo erau bogății. Ucraina, avem destule, țara și restul. Au luat, au fugit, dar Moldova a rămas întotdeauna un pilon, chiar și împotriva islamului. Deci avem Ștefan cel Mare, tot acolo. Acum, la fel, deci frontul se duce tot aici, pe frontul ăsta, aici este o barieră de a trece. Adică de a trece dincolo între două civilizații, adică între două rămăcițe ale trecutului. S-a vrut la Mărășești să se facă o catedrală. Tot așa s-a opus oculta și restul a aranjamentele astea și s-a făcut un monument, care acolo este de fapt un mosoar, o catedrală mare unde sunt oameni care, adică, morminte, într-adevăr, care te uiți acolo, te pierzi în numele care s-au servit, așa cum s-a mers cu pieptul la baionetă, om la om, s-au bătut acolo. Bineînțeles că au venit cu tehnica nemții, ca și acum, ca și peste tot, vine cu tot felul de gaze, de injecții, de tot felul și ne diminuează. Dar noi suntem un popor nemuritor în istorie. Deci noi nu murim, nu murim de nimica. Ce poate să ne lovească pe noi la dragoste? Nu mai avem dragoste față de credință, de modelele acestea. Deci ele avem modele. Bătrâni, ăștia sunt, bătrâni, Sfântul Nicolae. Nu mai avem modele. La ora actuală suntem așa de încruntați și nu ne respectăm unii pe alții. Măi, e mai bătrân, ea știe mai multe. Pur și simplu ne întoarcem cu spatele la istorie. Uităm istoria. Dacă nu promovăm prin școala aceasta, prin convenanță, prin alte școli, prin alte mijloace, să promovăm istoria și dragostea de neam și de țară, nu facem nimic. Nu câștigăm niciun război. Îl pierdem din start. Mă iertați pentru... Vă mulțumim! Vă mulțumim!